Această rubrică vă este oferită de Sanador. Sunteți cu Digi Matinal, doamnelor, domnilor. Tumorile de rect presupun operații dificile. Din fericire, tratamentele moderne chirurgicale găsesc soluții și pentru cancerul de acest tip. Care sunt pașii pe care îi va urma un pacient cu acest diagnostic? Ne spune doctorul Teodor Bulica, medic primar, chirurgie generală. Bună dimineața, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Bună dimineața. Ce ar trebui să facă un pacient care tocmai a fost diagnosticat cu acest tip de cancer? Dacă pacientul are un diagnostic cert de cancer rectal, asta presupune că a făcut sub o formă sau alta o biopsie. El trebuie să se prezinte cât mai repede la un medic specialist, fie el internist, gastroenterolog, chirurg sau oncolog, nu neapărat pentru a iniția imediat tratamentul, ci pentru a face câteva investigații suplimentare. Investigații care vor arăta două lucruri. Odată, cât de extins este cancerul local, pe românește, cât de mult a afectat din lungimea rectului raportată la orificiul anal, cât de mult a afectat în profunzime grosimea peretului și, în al doilea rând, trebuie să arate cât de mult s-a extins boala la alte organe, ganglioni și așa mai departe, metastaze. Cine? În funcție de stadializare, se ia decizia terapeutică. Fără această stadializare nu putem trece la pasul următor. Și cine ia această decizie finală terapeutică? Pentru cancer de rect există mai multe posibilități terapeutice, radioterapie, chimioterapie și, evident, chirurgie. Decizia se ia de aceea într-o comisie numită Tumor Board, o comisie oncologică în care se dezbate cazul, se verifică stadializarea și în funcție de asta se stabilește cea mai bună strategie terapeutică. Care sunt principiile tratamentului chirurgical pentru acest tip de cancer? În primul rând, chirurgul trebuie să se asigure că evită cât de mult formarea complicațiilor, ocluzie sau sângerare în cazul cancerului de rect. În al doilea rând, atunci când trece la intervenția chirurgicală, trebuie să scoată preferabil toată tumora, de asemenea ganglionii la distanță și, dacă se poate, din metastazele deja formate. Ce posibilități moderne de tratament chirurgical sunt la dispoziție în acest moment? Cancerul de rect apare pe un organ care este situat în bazin, într-o zonă profundă, înconjurată de elemente nobile, vase, nervi și așa mai departe. Evident că o chirurgie minim invazivă aduce maxim de beneficii și aici trebuie să spunem că există deja o variantă ultramodernă, chirurgia robotică. Asta permite chirurgului nu numai o perfectă vizualizare, o vizualizare 3D în profunzime, cât și o manipulare foarte bună, beneficiind de un instrumentar special care poate să efectueze manevre mai de finețe chiar decât mâna propria chirurgului. Chirurgia robotică permite, în cazul cancerului de rect, nu numai o recuperare postoperatorie foarte rapidă, dureri cât mai mici, revenirea în activitate cât mai rapidă, cât și scade riscul de producere a ceea ce, din păcate, pacienții se tem cel mai mult, colostomie definitivă, respectiv anus contra naturii. Dacă vreți, este ca și cum ar trebui să mă duc în orașul vecin pe autostradă și am la dispoziție două posibilități, să mă duc cu căruța sau cu o mașină ultramodernă. Evident că voi ajunge acolo cu ambele mijloace de transport, dar mașina ultramodernă, fără a-mi garanta că voi ajunge 100% fără niciun incident pe autostradă, îmi permite să ajung acolo confortabil și, dacă se întâmplă ceva, scade foarte mult riscurile. Ori exact asta face și chirurgia robotică pentru cancerul de rect. A fost alături de noi doctorul Teodor Bulica, medic primar, chirurgie generală. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Cu plăcere. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.